drumul județean 412 care face legătura între localitatea Frumușan din județul Călăraș și comuna Vărăști-Giurgiu este de-a dreptul impracticabil. Deși are titulatura de drum județean, acesta este de pământ, iar în unele locuri denivelările și șleaurile sunt de-a dreptul impresionante. De peste 10 ani, oamenii din zonă fac solicitări către autoritățile din ambele județe, însă fără vreun răspuns. Potrivit unor date, drumul județean cu pricina s-ar afla în grija județului Giurgiu. Contactați telefonic pentru un punct de vedere, reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu au precizat, în mod neoficial, că sectorul de drum cu pricina va fi reabilitat prin Programul Național de Investiții Angel Salini în următoarea perioadă. Ni s-a solicitat, în schimb, să facem o solicitare scrisă pentru a primi un răspuns detaliat cu privire la aspectele solicitate.